Timișul și Timișoara nu este de vânzare. Timișul nu este de vânzare pentru funcții pe persoană fizică. Mi s-a făcut oferta să fiu senator sau să-l las pe Simonis să candideze. Am refuzat din start această variantă. Suntem siguri că persoanele din conducerea PNL la nivel național vor înțelege că specificul local al Timișului și al Timișoarei este total de diferit de ceea ce cred ei că se întâmplă în țara noastră la București. Aș mai adăuga la final că mă voi lupta până la capăt, până la capăt pentru PNL, iar dacă este să izbucnească o nouă revoluție în PNL, aceasta poate să izbucnească chiar de aici, de la Timișoara. Eu fac apel la colegii noștri de la centru să ia decizia rațională, corectă, pe care o știm cu toții care este, și să nu ajungem în acele situații, în acele momente. Care acele situații? În situații în care să avem dizidență, o nouă dizidență din PNL, să avem conflicte interne, că am avut, slavă Domnului, în ultimii ani suficient. Cred că colegii de la București nu vor să conștientizeze că eu, spre deosebire de ei, am rădăcini, oamenii aceștia, și zecile și sutele de aleși locali din județ, care mă susțin. Altfel, n-aș avea această forță să transmit aceste mesaje în exterior. Domnul Ciucă nu v-a solicitat o întâlnire la Timișoara, în timp ce se întâlnește cu cei din PSD. Care credeți că este semnalul pe care îl transmite acest lucru? E un semnal foarte prost, dacă mă întrebați pe mine. Să vii în Timișoara și să te vezi cu PSD-ul și să nu ai timp de colegii tăi, mi se pare un semnal foarte prost, nu doar pentru ceilalți liberali din țară, ci pentru timișorenii de rând, pentru timișeni care se simt jigniți de o astfel de chestiune. Să nu credeți că eu în fața domnului Ciucă sunt ghiocel. S-au făcut presiuni mari asupra mea, am fost jignit și umilit de nenumărate ori, dar nu m-au umilit pe mine, au umilit acești oameni care vedeți că mă sprijină. Vorbi cu domnul Robu, este ocupat momentan, întrebați-l pe domnul Robu exact care sunt argumentele domniei sale.